Comuna Căzănești, o localitate la frâiele căreia se află un liberal, cu o populație îmbătrânită, fără posibilități de angajare, dar mai ales fără o speranță că primăria va reuși să îndrepte mersul lucrurilor. Oamenii sunt încrezători în programele pe care le are PSD pentru întreg județul. Socialdemocrații mehedințeni vin cu programe concrete care ar putea să scoată comuna Căzănești la liman, deoarece problemele sunt multe, iar la capitolul soluții pentru problemele identificate, primăria comunei nu este caracterizată tocmai de promptitudine. O soluție viabilă ce ar putea fi implementată cu succes și în Căzănești este aceea investițiilor în agricultură, domeniu pentru care PSD vine cu un program bine pus la punct. De asemenea, în timp, socialdemocrații, prin proiectele pe care le-au implementat, s-au dovedit a fi în permanență un aplic susținător al agriculturii în întreaga țară. Altă comună acea situație pentru PSD, localitatea Corcova, la frâiele căreia se află un socialdemocrat, a dovedit că acolo unde există voință, lucrurile pot intra pe un făgaș normal, iar oamenii de aici, văzând schimbarea în bine pe care a realizat-o formațiunea politică pentru comuna lor, sunt încrezători că, mai departe, proiectele vor continua. Într-un județ ca Mehedințiul, unde economia pare să fie la pământ, agricultura reprezintă o reală șansă de repunere a comunității pe picioare. Programul PSD pentru agricultură are ca obiectiv principal sprijinirea fermierilor români prin oferirea de șanse egale acestora față de fermierii europeni. Printre obiectivele programului se mai numără și transformarea agriculturii într-un motor de creștere economică, creșterea exporturilor, furnizarea unei hrane sănătoase pentru români, angajarea tinerilor în agricultură și protejarea fermierilor români.